Tabăra de creație, lumină, tradiție, credință, desfășurată pe parcursul săptămânii trecute la Lăpușna, și-a încheiat activitățile duminică printr-un vernisaj și un spectacol susținut de participanți. Acțiunea se află la a cincea ediție, dar a fost pentru prima dată în această locație, după ce în anii trecuți s-a organizat la Biserica Voivodei Gliga și la Muzeul Etnografic. Am primit oferta aceasta de cazare la tabăra Lăpușna, că părintele ne-a încurajat și ne-a primit aici cu brațele deschise. Am participat la rugăciune și de schimbare la față și atmosfera a fost mult mai plăcută, timpul de lucru a fost mult mai lung dacă am stat aici de luni și până duminică, și copiii s-au simțit nemaipomenit. Cadrul natural în care ne-am desfășurat activitatea a fost deosebit. Am lucrat pe un dublu plan, pe un plan spiritual și pe un plan material. Încep cu planul spiritual. Pot să spun cu mândrie că în fiecare dimineață copiii au avut și ei au spus rugăciunile începătoare și toată slujba închinată micului sau iconarului, iar în fiecare seară copiii au avut parte de paraclis. Acolo, în tabără, ne-am amenajat un mic altar, am pus două icoane, o cruce pe perete. Partea materială, având un bucătar și un director și inginer și o doamnă foarte bună bucătăreasă, am stat și o prânghei și mai mult am aranjat și am strâns de pe mese. În organizarea taberei au fost implicați mai mulți parteneri, Primăria Reghin, Primăria Comunei Ibănești, școlile gimnaziale Augustin Maior și Alexandru Ceușanu, Muzeul Etnografic, Casa de Cultură a Tineretului George Enescu și Biblioteca Petru Maior. Cei 24 de copii prezenți în tabără, pe lângă faptul că au pictat icoane pe sticlă, au participat la diferite activități cultural-distractive. Am pregătit și un moment artistic, bineînțeles inspirat din poezie religioasă. Am început și proiectul bibliotecii de vacanță Să citim în fân. Biblioteca a făcut o expoziție de carte de poezie autorilor mureșeni, iar acești tineri minunați și-au găsit timp și pentru asta, au ales poezii pe teme religioase și acum, când s-a încheiat tabăra, s-au sfințit icoanele, au susținut și un moment artistic pentru părinți. Dacă începi să pictezi icoane de la o vârstă fragedă, e cu atât mai important, pentru că spuneam și astăzi, înainte de a înmâna diplome pentru cei care au participat în tabăra aceasta de pictură de icoane, a picta icoane înseamnă a-ți lua merinde pentru drum lung, aș spune pentru toată viața. Icoana se așează discret în suflet și o simți, o porți cu tine, pentru că ai trăit la un moment dat realizarea ei. Activitățile susținute de elevii și profesorii participanți s-au derulat în incinta taberei, iar vernisajul expoziției de icoane, sfințirea lor și spectacolul au avut loc la Mănăstirea Lăpușna.